Redacția TV Giurgiu a primit mulțumiri scrise din partea Camerei Deputaților și asta în urma mediatizării vizitei de lucru a Comisiei pentru Politică Economică, Reformă și Privatizare. În scrisoarea venită la adresa redacției, Mihai Tudose, președintele Comisiei Economice, mulțumește și apreciază interesul echipei TV Giurgiu pentru acest eveniment, totodată oferind sprijin și colaborare. Am apreciat în mod deosebit participarea dumneavoastră la întâlnirea organizată miercuri 12 februarie și doresc să vă asigur că multe dintre aspectele de politică economică sau integrare europeană a țării noastre, precum și probleme specifice județului și municipiului Giurgiu, activitate portuară, zona liberă, punct vamal și infrastructuri specifice pe care le-ați ridicat în cadrul dezbaterilor, vor fi înaintate autorităților centrale implicate, precum și conducerilor celor două camere ale Parlamentului și vor fi permanent în atenția noastră.